Hello și salutare! Bă, sunteți fierți pe relații, toți. După ce am scăpat de doamne, mărindu-mi tariful considerabil la cabinet și ședințele online, am scăpat de stimabilele energiei purtătoare ale energiei feminine. Acum au venit domniu. E incredibil. Bă, povestea băiatului bun. Știi, bărbatul ăla de pus la rană așa, ăla, bă, ce băiat bun. Bă, ăștia, acum mai nou, e un val de ăsta puternic, de băieți de ăștia buni, de extraordinari. Și se plâng, ce credeți, mă? Că înșeală nevestele, mă. A plecat cu ăla, a plecat, uite, cu panorama, a plecat cu cel mai bun prieten al meu. Și suferă, deși dacă îi pun pe fiecare să-mi arate relația lor, nu pot să o arate, mă. Nu-mi arată bapa aia, bapa. Bă, nu te-am cerut să-mi arăți o persoană. Arată-mi relația. Nu există. Normal că nu funcționează. Și bă, frații mei, băi nebunilor, băi fraților, este de când lumea și pământul femeia atrasă de băieții răi, da? De golani. Bă, da, și vă minunați cu toții de ce sunt unele femei, să le zicem intelectuale, citite și alea, care stau cu dăștea, de cu ei este, cu să moară familia mea și băieții și toți neamul. Sau se duc cu dăștea. Păi da, mă, că totul este energie și cum sunteți fierți pe energie toți și toate, mai ales ele, mamă, nebunii. Băi, e vorba despre energia masculină, mă. Energia masculină este o energie cuceritoare. Bă, a inspira este feminin, a expira este masculin. A împinge, a cuceri, a poseda, a acapara. Și voi ce faceți? Iubita mea, îi faceți toate poftele, faceți curat în casă, spălați rufe, schimbați scutece. Bă, de-aia vă zice Dănuța și vă zice bine. Fătălăilor! Normal, mă, să te înșele. Nu-i normal să te înșele? Făceți-le, mă, toate poftele și ele se duc și o trag cu băieții răi, care le vorbesc urât, care le bat. Și sunteți minunați. Uite, bă, ce băiat bun sunt eu. Bă, și am și exemple de-astea și în apropiere, în familie chiar. Da? Bă, chiar și independentele astea, și de-astea am câteva exemple, și-au luat de bărbați, de ăștia. Băi, spunea vreau ciocolată la două noaptea, trei noaptea, ia lui. Să trezea ăsta și să ducea. Și eu îi ziceam, băi, nu mai facem așa, mă, că stă... Nu, Cristi, că eu o iubesc și că nu știu ce. Bă, bine, bine, du-te în gura, mă, tine. Și ce credeți, mă? La părăsi, mă! De ce? S-a dus să-și o tragă cu unul, mă. Cu unul care nu ține cont de părerea celorlalți, care îl doare la banană, de ce zic ceilalți, inclusiv de ea. Da, mă, da. Bă, ele sunt atrase în mod inconștient, să zicem. Nici nu știu ele de ce sunt atrase, dar sunt atrase de acest gen de bărbat. Pentru că emană energie, băi, masculină, de care ele sunt atrase, fără să vrea. Nu mai fiți proști, mă. Băi, melcilor. E normal, mă. Un bărbat care stă cu o singură femeie va fi părăsit, mă. Pentru că e fleașcă, mă. E moale. În schimb, ăla care are mai multe, tot la ăla vin și mai multe, mă. Ce vă mirați atât? Ce e atât? Este pur și simplu legea rezonanței, mă.
ăla fiind cuceritor, ăla având raporturi sau rapoarte, sau cum dracu vrei să le spui, sexuale, cu mai multe femei, atrage și mai multe femei. Tu, că ești un papleacă și faci de râs masculinitatea, normal că ți-o ieși, ești înșelat. Pălămidă ce ești. Ce te mire atâta? A plecat cu cel mai bun prieten al meu. Păi da, bă, că ăla nu ține cu nici de tine, nici de ea. Ăla emană cucerire, mă. Ăla emană stăpânire de sine. Și uite așa, iubirea vieții tale a tras pământ pe tine. Vai de capul și de zilele voastre, mă. Continuați să dați cu mătura, să călcați rufe și să faceți curați. Că sunt alții care o să vă reguleze permanent femeile. Și până la urmă, nu o să mai stea cu voi. Nu vă mai plângeți ca niște păsărici. Fătăilor care sunteți. Bine, să le lăsăm, bă, și pe independentele astea. Bă, chiar eram cu fiul la terasă pe Calea Victoriei și mă uitam, bă, nu mai vezi una. Una nu mai vezi în pantofi cu tocmă. Toate purtați cipiși de aia, sau cum dracul le zice, balerin de aia vara și iarna purtați bocanci. Normal, ce e să stea cu voi? Fătălăi! Melci ăștia spirituali, care chiar e unul să ditai, omul mă sună, îmbrățișări divine, Cristian, sau bucurii divine. Luați-le și băgați-vi-le în cur. Și voi, doamnelor, nu vă mai încălțați cu pantofi de ultimul drum. De-aia n-aveți parte. Nici voi, nici voi. Pentru că, de fapt, relațiile nu există. E doar un vis, mă. Și nu e nimic rău și nimic bun. E o poveste. Hai, vă pupă fratele vostru și luați cu pâine până vă explodează falangele în bașcheți. I love you.